Mă numesc Moise Alexandru, sunt aici la spital. După cum vedeți, sunt suspect de coronavirus. Dragii mei, să nu vă temeți, pentru că chiar dacă voi muri, eu sunt băiatul din Focșani-Vrancea, așa că eu voi face acum un vlogger. Chiar dacă Iohannis a distrus țara, Ceaușescu tot la fel. Cum să spune, Iohannis a fost un escroc. Deoarece că el a chemat jandarmi, a protestat oameni pe care, cum să spune, mă las cu gura căscată. Eu ca ființă umană de copil, care sunt 16 ani și îmi doresc să termin clasa 10-a până la 12 să mă fac la academie, la poliție. Cum adică să-ți permită domnul președinte dacă el a distrus țara și distruge țara? Dar nu este corect așa ceva. Adică, de exemplu, noi suntem afectate, dar ceva poate să se facă pentru că țara asta se poate distruge. Pentru că, na, cum să spune, dacă mă credeți, mi-este dor de mama, adică de mama care m-a crescut și care așa și din cauza asta sufăr și dacă mă credeți, foarte greu, adică dacă fac aici un videoclip, de exemplu, este și prietenul meu Vasu Nicolae pe care a făcut niște vlogări cu un joc și toate astea. Dacă eu vă spun că Iohannis este un escroc și un dobitoc și un tâmpit pe care a distrus toată țara, de care s-a permis-o, rușine să-i fie din unei patriciu pentru că ordonanța, iar când a fost Dragnea PSD-ul, l-a arestat poliția și jandarmeria la București când am fost în excursie cu diriginta. Iar domnul Han să stacă gura aia și să ne dea drumul odată să ne vindece și ca tinerii ăștia din toată țara să nu mai sufere, domnule, pentru că lumea moare și voi stați degeaba, rușine să vă fie cei de la guvern. Așa că dați foarte mult, voi care vreți să vă abonați la mine, dați un like la YouTube. Iar dacă vreți să mai fac într-un videoclip, sper să vă placă. Așa că vă mulțumesc mult. Ne vedem data viitoare despre mai multe amănunte despre COVID-19. La revedere, o zi bună, pa!